Da, e luni, puțin după ora 13 și dacă e luni e radio reporter, iar dacă e radio reporter e despre oameni și proiecte numai bune, de dat exemplu aici la radio, pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu, iar tu asculti sau urmărești, dacă ești în mediul online, noua ediție a emisiunii radio reporter la Viva FM Iași. Astăzi, alături de mine, în studioul Viva FM Iași, se află Andreea Cioban, director executiv Fundația pentru Copii Ronald McDonald și Măriuca Radu, manager de fundraising și comunicare în cadrul fundației. Bună ziua, doamnelor, și mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea. Bună și mulțumim mult pentru invitație. Mulțumim! Deci, ca să le spunem și celor care ne ascultă acum pe frecvențe sau care se uită la noi pe paginile de Facebook sau de YouTube, astăzi vorbim despre un proiect pe care noi, echipa Viva FM, l-am adăugat așa în lista faptelor bune și remarcabile care se întâmplă la nivel național și care au ecou și la nivel internațional, pentru că cu siguranță e un proiect cu care noi, comunitatea din România, ne putem lăuda la nivel internațional și asta cu ajutorul și implicarea dumneavoastră, despre care o să tot vorbim astăzi la radio. Ca să înțeleagă și cei care ne ascultă, vreau să facem așa un scurt istoric al fundației. Când a fost înființată? În România, Fundația pentru Copii Ronald McDonald a fost înființată acum 24 de ani. De pe 10 martie am sărbătorit această aniversare alături de partenerii noștri și numărăm până în prezent două case Ronald McDonald la București și la Timișoara, iar din mai o numărăm și pe a treia chiar aici la Iași. Și peste 21.000 de părinți care au locuit în aceste case pe durata internării copiilor. Care este misiunea acestei fundații? În centrul misiunii noastre sunt copiii, în primul rând. Sunt acești copii care au nevoie de îngrijiri medicale de lungă durată. În România, de obicei, durata medie de spitalizare este de 7 zile, dar foarte mulți dintre micii pacienți au nevoie de spitalizări care depășesc acest număr de zile. Și atunci, noi văzând că avem sistemul construit așa cum este el construit, adică nu este prevăzut cu locuri suficiente pentru aparținătorii pacienților pediatrici, nu doar la noi, așa este peste tot în toate țările, am înțeles că prioritatea pentru noi ca fundație în România este asta, de a construi casele Ronald McDonald, case care există peste tot pe glob, sunt peste 377 de case, uh-huh. Și ne-am concentrat misiunea în jurul acestor proiecte. În paralel cu proiectele principale, cum le numim, așa ne place nouă să le numim, aceste case pe care noi le construim și tot noi ne ocupăm și de menținerea lor în activitate și de partea operațională a acestora, uh-huh. Avem constant acțiuni de sponsorizare a spitalelor pediatrice care constau în dotări cu echipamente și cu aparatură medicală, consumabile, înființări de secții pediatrice. Asta se întâmplă cu spitale pediatrice din toată țara, nu doar în județele unde noi avem case Ronald McDonald. În principiu, pe lângă aceste acțiuni care, din nou, au ca obiectiv sănătatea și bunăstarea copiilor și a familiilor, pentru că noi nouă ne place să spunem că ținem familiile împreună, mai avem și alte tipuri de acțiuni dictate de context, despre care o să putem să vorbim și astăzi mai multe lucruri. Da. Uh-huh. Și pentru că sunt proiecte dedicate oamenilor, familiilor, așa cum foarte bine ați punctat mai devreme, sunt curioasă din ce ați observat până acum, care este impactul beneficiarilor direct și chiar indirecți? Sunt multe povești pe care noi le vedem scrise zi de zi de familiile părinților, familiile copiilor, uh-huh. care locuiesc în casele Ronald McDonald și beneficiarii direcției sunt aceste familii, părinții, bunicii, aparținătorii, cum li se spune clasic, dar și copiii care sunt internați în spitale. Tot la categoria beneficiar direct, cum spunea Măriuca mai devreme, intră și spitalele de copii. Și beneficiarul final fiind tot copilul care primește un serviciu medical de înaltă calitate. Ca beneficiari indirecți,
vorbim de membrii familiei care rămân acasă, vorbim de comunitate, vorbim de voluntarii care au posibilitatea de a se implica și din experiența de la București și de la Timișoara am învățat extrem de multe lucruri, motiv pentru care și casa de la Iași arată puțin diferit, tocmai pentru a permite implicarea din ce în ce mai mare a comunității alături de noi. Să fie mână în mână cel care vrea să se implice alături de cel care are nevoie de ajutor fără intermedierea noastră neapărată. Uh-huh. Așadar, este un proiect care în profunzimea lui este dedicat întregii comunități. Dacă la suprafață ne gândim că ne referim doar la copii și părinți, de fapt el salvează mai multe familii și e dincolo de ceea ce se vede la suprafață și asta e de admirat și din nou de apreciat la implicarea dumneavoastră. Pentru că ați menționat casa de la Iași, care este stadiul proiectului în acest moment la care ne auzim noi pe frecvențe? În acest moment suntem undeva la 85%, construcția este sus, partea de infrastructură, suprastructură sunt finalizate, gresie, faianță, liftul, toate sunt la locul lor. Mai durează circa o lună până se finalizează cu totul, partea de construcție, mobilier, electrocasnice, astfel încât vă așteptăm alături de noi la sfârșitul lui mai să deschidem ușile împreună către familiile copilor internați la Spitalul Sfânta Maria. Spuneați că e un pic diferită această casă față de celelalte din țară. Ce va avea ea diferit? În primul rând s-a pornit cu o casă care va avea 19 camere, deci este o casă care va putea să cazeze aproximativ 1000 de părinți pe an. Asta înseamnă că este o casă mare, măricică, pentru că, de exemplu, casa de la București din curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu este la 16 camere. Ulterior am deschis la Timișoara, în curtea Spitalului Luis Țurcanu, tot cu 16 camere și văzând că este depășită capacitatea și că nevoile sunt mult mai mari, am inițiat un proiect de extindere și am crescut acolo la 26 de camere și am decis să pornim la Iași din start cu 19 camere. Ce are diferit, în primul rând, planul arhitectural, că terenul era de așa natură că a trebuit să pornim avem patru nivele practic ale clădirii, un demisol, un parter, etajul 1 și etajul 2, unde vom avea un spațiu foarte generos, comun, un living, un loc de joacă pentru copii. Și în premieră, spre deosebire de celelalte case, ne dorim să pilotăm aici la Iași un program pe educație, pentru că am realizat că acești copii care au spitalizări de lungă durată și expertiza ne arată de când facem acest lucru în România că ei pierd și școala și nu este corect. Am avut copii care au stat un an de zile în spital, deci există acest decalaj pe care ei nu mai reușesc să-l recupereze și încercăm să facem o mică zonă în premieră de educație unde ei vor putea, oricum am avut părinți care aveau ceilalți frați după ei și cu care trebuiau să-și facă temele undeva, adică cam așa arată, casele palpită, casele sunt vii, în casele alea vin tot timpul ceilalți membri ai familiei, se mai schimbă, se mai duce mama acasă, se întoarce tatăl să ia locul, adică trebuie să înțelegem că aceste case sunt ca o casă departe de casă, exact identic cum ne-am putea noi imagina că se întâmplă viața într-o casă a unei familii, așa se întâmplă și aici, doar că vor fi mai multe familii la un loc. Și cred că mergem mai departe pe ideea de acasă nu e neapărat un loc, ci e un sentiment și atunci contează foarte mult care e atmosfera de acolo, pentru că nu este vorba doar de ziduri. Niciun caz. Noi acum vedem zidurile pentru că încă nu este finalizată 100% construcția, dar vedem cum va și în viitor, cum va arăta casa cu copiii jucându-se în ea, pentru că știm cât de mult contează pentru un copil, mai ales aflat sub un tratament îndelungat, să aibă familia alături pe de o parte și să poată respira un alt aer decât cel de spital, să fie alături de cei dragi, să se poată juca, pereții să fie colorați, să fie un spațiu dedicat lui. Și atunci ne ocupăm și avem mare, mare noroc de comunitate ieșeană
care ne-a primit cu brațele deschise, să avem discuții cu voluntari care vor veni acolo să se joace cu copiii pe lângă partea educațională de care vorbea Măriuca, și nu doar cu copiii cazați și părinții cazați în casă, pentru că la fel un alt pilot, pentru că spațiul ne permite, va fi programul de utilizare pe timp de zi, chiar și de alți părinți din spital. Când vorbim de familiile care vin la noi și care stau la noi, vorbim de familii vulnerabile, vorbim de familii cu situații materiale modeste, precare. Vorbim de familii care vin de la sute, poate, de kilometri departe de casă. Ei nu sunt aici, la doi pași, sunt departe de sistemul de sprijin. Și atunci, ce încercăm noi să facem și să conturăm în casa Ronald McDonald este exact sentimentul de acasă, așa cum bine ziceați. Proiecte în care este nevoie de implicare pe mai multe domenii și atunci e nevoie de oameni din diferite instituții, companii, de voluntari care vin benevol și ajută comunitatea pe mai departe, ajută la acel sentiment de acasă la care se ajunge la final. Ce credeți că i-a unit pe toți? Pe sponsori, pe parteneri, pe voluntari să intre în cadrul acțiunilor fundației? Eu sunt convinsă că cei care au venit alături de noi până acum și cei care vor continua să susțină acest proiect, pentru că ne dorim foarte mult să construim parteneriate multianuale, niște parteneriate strategice, le-aș numi, și solide în jurul acestui proiect, pentru că el este un proiect care este pentru totdeauna, este un proiect care va genera un impact pe termen mediu și lung foarte mare. Este extrem de ușor să poți să prevezi acest impact în număr de beneficiari, în număr de ani pe care acest proiect se întinde. Și cred că cel mai mult i-a convins tocmai asta, impactul foarte mare pe care această casă îl va avea, pentru că această casă și cu construcția, odată cu inaugurarea ei, reușim și suntem foarte bucuroși că reușim să acoperim într-un fel național, geografic, toată țara. Dacă în zona de vest avem statisticile noastre interne din casă și vedem că am avut părinți care au venit din peste 40 de județe, da? Deci așa ne dăm seama cam care este efortul la care se supune o familie care trece prin această dramă de neimaginat, adică are un copil grav bolnav și atunci părinții pleacă cu el indiferent unde trebuie să ajungă pentru a-l salva. Uh-huh. Acolo, în partea de vest, avem așadar Casa Ronald McDonald Timișoara. În partea centrală avem Casa Ronald McDonald București. Acum, odată cu inaugurarea acestei case la Iași, vom reuși să ajungem la regiunea de nord-est a țării, pentru că Spitalul Sfânta Maria din Iași, trebuie spus, este cel mai mare spital pediatric din țară și anual ajung aici peste 50.000 de copii. Este colosal dacă te gândești la cifra asta. Ori când explici lucrul ăsta și când arăți lucrul ăsta și când te uiți la România reală și ieși din bula ta de confort și înțelegi că oamenii care trec prin lucrurile astea au atât de mare nevoie de acest proiect în comunitatea ta și nu doar în cea locală, ci și în cea regională, atunci da, te implici, adică este absolut rațional, nici nu este nevoie neapărat de mai mult decât de lucrurile astea care sunt niște simple calcule. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor partenerilor, sponsorilor și vouă care ați venit alături de noi în calitate de parteneri media. Sunt foarte încântată că prin programul nostru Adoptă Room am reușit să cooptăm companii care au devenit custodele câte unei camere din Casa Ronald McDonald Iași și astfel vor contribui direct la susținerea beneficiarilor care se vor caza în camera respectivă pe un an de zile calendaristic. Uh-huh. Continuăm acest program să ajungem să dăm toate cele 19 camere și vom mai lansa și alte programe pe zona aceasta educațională, pe alte paliere, vom face programe de tipul Adopt a Family și așa mai departe. Adică astea sunt așa un pic din planurile noastre de viitor.
Dar vreau să nu închei fără să spun că noi încercăm în aceste case să oferim tot ce au nevoie aceste familii. Asta este foarte important de spus, faptul că ei nu au doar cazare gratuită la noi în casă. Ei beneficiază de mese calde, de câte ori au nevoie, pot găti o masă pentru copilul internat, că au și ei mâncăruri preferate, au bucătărie, au loc de... au cămară cu toate alimentele necesare, vor avea spălătorie, pot spăla hăinuțele, le pot călca, băile sunt, camerele sunt cu baie proprie în cameră, deci părinții se pot odihni, își pot recăpăta forțele ca să continue să poată susține moral copilul. Și în felul ăsta își pot direcționa și toate resursele financiare până la urmă către copil. Dar oricum proiectul, o las și pe Andreea să spună, continuă și dincolo de ieșirea din casa Ronald McDonald. Aspectul despre care o să vreau să povestim mai în detaliu după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Alina Batcu sunt, iar tu asculți cea de-a doua parte a ediției de astăzi a emisiunii Radio Reporter, fie pe frecvențe, fie online, fie pe Facebook sau pe YouTube, dacă ne urmărești și video, să știi că alături de mine, în studioul Viva FM Iași, se află Andreea Cioban, director executiv Fundația pentru Copii Ronald McDonald și Măriu Caradu, care este manager de fundraising și comunicare în cadrul fundației. Revenim la discuția din prima parte a emisiunii, pentru că am rămas așa cu o curiozitate. A spus Măriu că, de fapt, acest proiect nu înseamnă, această acțiune nu înseamnă doar ce se întâmplă acolo, în casele Ronald McDonald, ci se extinde și în momentul în care beneficiarii ies pe ușa casei. Ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă că, grație comunității din care fiecare casă face parte, la București, la Timișoara și în curând și la Iași, alături de oamenii din comunitate care vin către noi cu donații în produse, hăinuțe, noi reușim să le fim alături acestor familii și după ce pleacă de la noi și, evident, pe toată durata șederii. Pentru că, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori și mai ales acum pe perioada pandemiei, familiile veneau la noi în urgență. Veneau la spital cu copilul pentru o urgență gravă și atunci mulți dintre ei nu aveau decât hainele de pe ei. Nu mai apucau să-și ia plus, nu aveau voie să iasă din curtea spitalului. Și atunci, alături de echipele caselor și pe calea aceasta, le mulțumesc colegilor noastre, Daniela Cătăneț de la Timișoara și Rodica Langă de la București, reușeam să le acoperim toate nevoile pe care orice om le are perioada unei șederi în afara localității. Știu că activitatea din cadrul fundației nu se rezumă doar la aceste case care s-au extins așa în toată țara, ci și la altfel de activități în funcție de nevoi, de contextul în care ne aflăm. Și avem acum contextul acesta care ne-a dat așa peste cap pe toți și care așteptăm cumva să se termine. Este vorba despre războiul din Ucraina. Știu că v-ați implicat foarte mult în contextul acesta pentru a ajuta. Ce a însemnat mai exact implicarea fundației? Din ziua 1 am fost și suntem alături de colegii noștri de la Fundația Ronald McDonald din Ucraina pentru a vedea care sunt nevoile și cu ce îi putem ajuta și, fiind o organizație internațională, întotdeauna ne conectăm și la celelalte fundații Ronald McDonald și la RMHC Global, care este fundația mamă. Am urmărit și urmărim în continuare cu sufletul la gură fiecare zi ce se mai întâmplă. Ceea ce noi am reușit să facem a fost să trimitem la începutul lunii aprilie un tir încărcat cu paleți de produse igienico-sanitare, care sunt extrem de necesare în zone de conflict. Uh-huh. Vorbim de căști pentru cap, pentru igiena corpului, care nu necesită clătire, dezinfectanți și haine noi, și le mulțumim și pe această cale partenerilor care ne-au susținut în acest demers. Tirul a ajuns în Nicolaev, o zonă extrem de afectată, și produsele la oamenii care încă sunt acolo. Iar în plus, suntem în legătură cu spitalele partenere aici la Iași, în București și în Timișoara, și trimitem pachete pentru pacienții și familiile lor care vin la spital din Ucraina.
Apropo de spitalele partenere, știu că ați și dotat spitalele pediatrice. Cum mai exact ați simțit nevoia aceasta din partea spitalelor? Pentru că e clar că am ajuns în momentul în care tehnologia salvează vieți și atunci dotarea spitalelor e acolo, sus, în principalele nevoi. De ce au avut nevoie spitalele partenere și cum ați reușit să ajutați? Dacă vorbim doar de ultimii 10 ani, nevoile au devenit din ce în ce mai mari. Și adresabilitatea cred că a crescut și știm cu toții că nu există extrem de multe investiții în zona aceasta, investiții pe care le așteptăm cu toții. Aș spune că investiția sau implicarea noastră variază de la lucruri extrem de simple și de banale, cum sunt acele sau pe perioada pandemiei nevoia de măști, materiale de protecție, până la aparatură medicală de înaltă precizie, de înaltă calitate, computere tomografe, dar și consumabile necesare și aparatură non-medicală. Spălătoria spitalului de la Timișoara, spălătorie profesională, a fost dotată de noi. Povestea Măriu ca mai devreme că ajutăm și la crearea unor secții întregi și asta s-a întâmplat la spitalul din Târgu Mureș. Secția de hemato-oncologie a fost construită și dotată cu ajutorul nostru. Vorbim inclusiv de construcția unui lift, la fel, pentru o secție dintr-un spital unde părinții își cărau copiii în brațe până la etajul 5, altfel. Da, e realitatea dureroasă aceasta. Pe lângă faptul că dotarea spitalelor salvează vieți, mă gândesc că vine foarte mult și în sprijinul medicilor, cadrelor medicale. Ce vă spun cadrele medicale din spitalele pediatrice? Cadrele medicale sunt cele care sunt partenerele noastre în tot acest proces de a asigura sprijin pentru familiile și copiilor. Pentru că noi suntem într-un strict parteneriat cu spitalele pediatrice în curțile cărora existăm și de altfel și protocolul sanitar este cam același, deci la noi în case este cam la fel ca la spital pentru că părinții intră, ies să se ducă în spital, vin din spital. Ce ne spun ei este că era foarte mare nevoie de acest tip de proiect. Ne spun că ar fi bine să fie lângă fiecare spital un astfel de proiect. Ne spun că, și o spun și public, nu ne spun doar nouă, aici doamna manager Alina Belu a spus-o și pe postul public de televiziune la TVR și a spus foarte clar. A spus-o și la noi la radio. Absolut, a spus foarte clar că pacientul pediatric are nevoie de prezența permanentă a părintelui pentru că el nu răspunde la fel de ușor la manevrele medicale cum răspunde atunci când este părintele lângă el să-l liniștească. Copiii se recuperează mult mai repede având părinții lângă ei. Apropo de acest subiect al îngrijirii centrate pe familie, anul acesta vom demara în premieră o conferință cu această temă. Prima ediție va avea loc pe 15 iunie la București, este adresată cadrelor medicale din spitalele de copii și obiectivul este să le aducem aproape de familia pacientului pediatric, de a înlesni comunicarea, pentru că am observat în cei aproape 50 de ani de experiență a fundației noastre la nivel internațional că este cheie relația dintre familie, relația dintre cadrele medicale, medici, asistente și ne dorim de asemenea să atingem și la nivel decizional, să producem schimbare la nivel sistemic. E un nou proiect, o nouă activitate pe care vrem să o aducem aici în România și asta e doar prima ediție. Și vă văd așa, zâmbind de când ați intrat în redacție, pline de energie, proiectele tot curg unul după celălalt sau chiar în același timp. De unde vă luați energia aceasta? Cum, mai puteți? Întotdeauna. Putem și o mai avem și pe Amalia Năstase, președinta fundației, care este... Inspiră. Da, n-ai cum să nu fii motivat și să nu fii...
să nu-ți găsești resurse de energie. În primul rând, ți le găsești văzând poveștile acestor oameni și înțelegând că tu ești vocea acestor părinți și misiunea asta ne onorează și ne o facem cu modestia pe care putem să o înțelegem, că este un rol foarte important și de asta încercăm să punem un pic reflectorul și pe această îngrijire centrată pe familie, pentru că într-adevăr ar fi nevoie de câteva schimbări la nivelul ăsta de politici publice în România. Sperăm să fim noi inițiatori acestui demers. Și ne luăm energia unele de la altele, pentru că noi suntem o echipă mică, dar reușim să facem lucruri mari. Așa este. Și la un moment dat, asta așa o mică poveste din lumea noastră, avem în fiecare casă regulamente, peste regulamente, astfel încât să ne asigurăm că toată lumea este în siguranță și lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Prima pagină din regulamentul pentru părinți era: bine ați venit, ne bucurăm să fim aici pentru dumneavoastră. Și la un moment dat am zis totuși că ar trebui să rescriem: noi ne bucurăm, bucuria noastră vine din faptul că suntem aici și putem să ajutăm, nu ne bucurăm din alte motive. Și cred că asta e de fapt cheia, pentru că atunci când vezi părintele și copilul plecând acasă cu bine și într-adevăr șederile sunt de luni întregi în care un părinte așteaptă pe holul spitalului lui să-și vadă copilul în terapie intensivă sau merge din 3 în 3 ore la alăptare la cei din terapie intensivă nou-născuți, le știm poveștile și rămân cu noi, și atunci când ei pleacă cu bine acasă e cea mai mare satisfacție și cel mai mare motivator. Iar pentru asta e nevoie de susținere, e nevoie de implicare de la nivel înalt, la nivel de instituție, de organizație. Dar sunt așa curioasă cum să ajutăm noi. O singură persoană care ne aude poate acum pe frecvență și se gândește: vreau să intru și eu în această acțiune, vreau să pun acolo o cărămidă la casa aceasta. Cum putem ajuta? Cum cu venim? Un simplu SMS la 8845 cu textul familie poți dona 2 euro lunar și în felul acesta, în primul rând, intri în familia noastră, cum ne place nouă să spunem, și în felul ăsta reușim să construim și solidaritatea în comunitate și să dezvoltăm și spiritul civic, care se pare că de care este din ce în ce mai mare nevoie, și contextul actual ne arată că noi suntem un popor extraordinar de empatic și că de fapt suntem extraordinar de orientați către nevoile celuilalt. Și de asta eu am foarte mare încredere că aceste proiecte își vor strânge permanent comunitatea în jurul lor și asta este încă un loc de unde noi ne luăm energia ca să continui, pentru că într-adevăr ne-o luăm și de aici, din interacțiunile cu voluntarii care pot veni să doneze din timpul lor, pot veni să doneze din cunoștințele lor și care pot fi alături de aceste familii în nenumărate moduri. Și sunt sigură că mai vin cu energie pozitivă și bună și partenerii, fără de care niciun proiect nu s-ar putea desfășura sau nu ar putea ajunge la un bun sfârșit cu zâmbete. Cine sunt cei care au venit în sprijinul activității? Mă refer acum la parteneri. Casele Ronald McDonald sunt construite cu partenerul nostru de misiune, McDonald's, și Fundația Mamăr, RMHC Global, iar Casa Ronald McDonald Iași are drept sponsor fondator Fundația Vodafone România. Le mulțumim tuturor pentru implicare cu generozitate. Mulțumim UniCredit Leasing și Borg Warner, care sunt partenerii principale ai casei Ronald McDonald Iași. Mulțumim Brixton pentru cărămida fizică care a contribuit la construcția casei. Sunt foarte multe nume și de asta spuneam că suntem extrem de recunoscători pentru comunitatea locală, comunitatea regională și chiar națională care s-a alăturat acestui proiect. Și prin programele Adopt a Room noi dorim să continuăm această implicare în parteneriate anuale, multianuale, astfel încât să putem deservi cel puțin 1000 de familii anual.
Iar noi vă mulțumim vouă pentru prezență punctuală acum și pentru tot ce faceți la nivel general pentru copiii din zona Moldovei și pentru copiii din întreaga țară. S-a scurs timpul foarte repede și sper că așa să se scurgă și luna aceasta care a mai rămas până la momentul pe care îl așteptăm cu toții aici la Iași, care se va întâmpla în luna mai. Mulțumesc pentru prezență și sigur ne vom reauzi și cu alte vești bune. Și noi îți mulțumim mult, vă mulțumim! Mulțumim! Dragi ascultători, Alina Batcu sunt și, așa cum vă spun de fiecare dată, rămâneți pe frecvențele Viva FM cu gânduri bune și sănătoși!